Uniunea Europeană sare în ajutorul țării noastre. Un prim lot de echipamente medicale a ajuns ieri în raioanele Cahul și Ungheni. Transportul finanțat de UE include peste 23.000 de măști, peste 20.000 de cipici de unică folosință, aproape 2.000 de uniforme de protecție, 80 de termometre pentru monitorizarea temperaturii la distanță, sterilizatoare și circa 10.000 de litri de dezinfectant. Ajutorul este destinat angajaților spitalelor raionale, ai centrelor de sănătate publică, voluntarilor locali, precum și persoanelor din grupurile vulnerabile. Ajutoare, aceste donații, cu siguranță vor avea impactul necesar pentru a diminua, a preveni răspândirea acestui virus. Vă mulțumim mult și sperăm că aceste ajutoare vor fi poate și pentru alte instituții un imbold ca să repete acest exemplu frumos și din suflet apreciat de noi. Ajutoare din partea UE au ajuns și la Ungheni. De această donație, care este foarte mult așteptată de locuitorii municipiului, raionului Ungheni. Aceste echipamente medicale, echipamente de protecție sunt foarte binevenite în această perioadă. Cel mai potrivit proverb la ziua de azi, cu siguranță, este prietenul bun, prietenul adevărat, la nevoie se cunoaște. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, susține că echipamentele de protecție și dispozitivele medicale au ca scop protejarea celor din prima linie, care își pun în pericol propria siguranță pentru a salva vieți pe timp de pandemie. Vreau să asigur că împreună cu acest material care vom continua să aducem și în viitor, vom continua și cu alte proiecte ca să susținem pe prietenii noștri în Republica Moldova, inclusiv de a preveni impact economic și social, de a susține economia locală, întreprinderile locale. Vreau să-mi exprim cunoștințele, recunoștința mea personală și în numele Guvernului pentru această asistență care este oferită pentru Republica Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului. Cel mai important astăzi pentru noi este să depășim această criză, această situație excepțională și să revenim la un mod normal de viață. De astfel de ajutoare vor beneficia 90 de localități din Moldova, partenere ale programelor finanțate de Uniunea Europeană. Valoarea totală a sprijinului financiar destinat distribuirii echipamentelor ajunge la 100.000 de euro.